ziua, așa cum s-a văzut și din desfășurarea campaniei în această zi, două sunt instrumentele pe care Buzera se reacăse subiectiva sa pentru a se adresa cu orice preț de putere de scaunul de la publice. În primul rând, niciuna. Prea Băsescu a mulțit cu seminătate atunci când a afirmat că nu are nicio legătură cu mobilizarea pe bani unei oameni de euro, pe 1.000.000 de euro a Fidei Tarantele. Și astăzi am avut confirmarea oficială a regimului de stat că Tarantele urma să fie transformată în locuință personală pentru pe Băsescu cu locuirea el și inspectând lucrările de acolo, cum povestesc unii dintre angajații regiei. De al doilea instrument este dezinformarea internă și externă prin crearea unor teme false care sunt venite să evite o dezbatere fundamentată solidă asupra ceea ce a însemnat mandatul lui Traian Băsescu pentru România. Am urmărit-o mai degrabă, mai devreme, pe doamna Mărgeana Cuprei și fără a trebui neapărat să folosesc din degrele, aș spune că e și mucinoasă, și responsabilă, și o rușine pentru Parlamentul European, și o rușine pentru România. Eu, cetățean român, care pentru a salva scaunul lui Traian Băsescu, e în stare să facă rău propriei țări, e în stare să ceară suspendarea drepturilor României în Uniunea Europeană, suspendarea plăților și mai știu ce mai poate trece prin cap acestei ființe mincinoase și responsabile. Doamna Macovei a asumat astăzi, la nivelul de ramuri, o fătătură pusă la cale, în laboratoarele propagandistice ale Partidului Democrat, tocmai pentru, pe de-o parte, a acoperit scandalul ideilor, respectiv de ce statul român se creau pensii, se creau salarii, a cheltuit 1.000.000 de euro bazinele și spaurile lui Traian Băsescu, iar pe de altă parte, pentru, probabil, a dezinforma din nou opinia publică externă cu privire la intențiile sociale. N-am să reiau pe fond această temă. Premierul Victor Ponta a dat explicațiile pentru această, întâlnire propagandistă. Cert este că, în momentul de față, constatăm că Partidul Democrat și Traian Băsescu sunt capabili să recurgă la orice fel de mizerie pentru a evita validarea referendumului care va fi defavorabil din Traian Băsescu. Avem informații potrivit cărora, la nivelul județelor, Partidul Democrat organizează echipe de 10-20 de oameni pe fiecare secție de votare, care ar trebui să îngreuneze prezența la vot a cetățenilor, creând incidente în secțiile de votare, astfel încât ele să fie închise la anumite perioade de timp. Aceste noi informații se adaugă celor deja existente pe piață, potrivit cărora există o operațiune masivă de cumpărare de plătiri. De lucru faptul că Pachetul General a decis ca activitatea în ziua electorală
să participe la vot, care se sesizează tendințe de a bloca procesul electoral, să se adreseze de urgență organelor însărcinate cu ordinea publică, iar acele procurori care consultă activitatea poliției, să cerem ca, într-adevăr, să procedeze cu celeritate, cu viteză, în sancționarea oricărei infracțiuni electorale. Ne amintim faptul că, și asta va fi principala temă a acestui referendum, împiedicarea cetățenilor de a participa la referendum, se pedepsește închisoarea de la 6 la 5 ani. Scandale, să tergiverseze, să prelungească operațiunile de înregistrare a ratingului de votare, să-și prelungească șederea, să creeze evenimente în fața secției de votare sau chiar în interiorul secțiilor de votare respective. Înțelegem că e un plan elaborat pe, așa spun cel puțin informațiile noastre din teritoriu, pe numere foarte bine precizate, pe secții de votare în mediul urban, mare mediul urban, mediul rural, așa mai departe. Limpede că provocarea participării la vot a cetățenilor e o operațiune underground pe care petiștii o desfășoară la nivel național. Nu să mai lansăm, da, să-și amestecăm.
Da, vom afla.